Descoperire de senzație într-o biserică din Buzău. Un jilț regal de pe vremea regelui Carol I, inscripționat cu semnele coroanei regale, a fost descoperit din întâmplare în timpul unor banale lucrări de reabilitare a imobilului. Deci era carton peste. Da. Deci e vorba de stema regală, nu? Da, stema regală, sigur. Și de ce a fost ascuns? Păi, dar nu se permitea în timpul comunismului așa ceva. Aha. Și ca să nu distrugă tot asta, a pus carton peste. Cine a făcut descoperirea aceasta? Păi noi am făcut. Când am dus scaunul să-l reparăm și să-i dăm cu lac, am descoperit imediat lucrul acesta. Da. Și sigur a fost și acolo, în zona unde se află acum icoana, la fel a fost sigla regală. El a fost cunoscut odată cu catapeteazma și ușile de intrare, 1884. Meșter necunoscut. Jilțul regal descoperit în Biserica Banu din Buzău datează din timpul primului rege al României, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen. Când ați aflat de această descoperire, ce a spus? A fost o bucurie imensă, sigur. Credincioșii nu de seama, nu ce dea seama la început. Da. Și le-am arătat, uitați, am desfăcut, am curățat scaunul, l-am reparat și am găsit sub placajul respectiv această siglă. Dacă ar fi descoperit comuniștii așa ceva, cam ce s-ar fi întâmplat? Ei au acoperit. Ei au acoperit? Sigur că da. Ca dovadă că ne-au luat și de aici. Sigur că a fost o stilă regală și a pus cartonul acela. Da. A rămas numai sigla episcopală. La Biserica Banu din Buzău există și o icoană poleită cu aura Maicii Domnului, despre care se spune că este făcătoare de minuni. Icoana ar fi fost adusă de la Muntele Athos în anul 1503.